În acest weekend, jandarmii montani de pe Valea Prahovei au intervenit la 4 apeluri pe 112, apeluri venite în urma unor apariții ale unor animale sălbatice sau câini. Unul pe Munții Baiului, unde un grup de persoane a fost atacat de niște câini aflați la o stână. Jandarmii au intervenit și au reușit să alunge animalele agresive. Jandarmii au aplicat ciobanului o sancțiune conform legii 61 pe 1991 pentru că și-a lăsat câinii liberi. Al doilea apel a fost în zona Piatra Arsă, unde un alt grup de persoane s-a speriat de niște câini. La Azuga, o ursoaică cu 3 pui a ieșit în calea unor bicicliști care au intrat în panică, aceștia solicitând și ei sprijinul jandarmilor. Ultimul apel a fost înregistrat pe traseul dintre Babele și Crucea Caraiman, unde un alt grup de 3 persoane s-a speriat de niște câini aflați în zonă. La ultima acțiune, jandarmii montani din Sinaia au fost sprijiniți și de lucrătorii Salvamont de pe platoul Bușteni. Jandarmii montani au coborât toate persoanele cu bine în stațiuni, fără ca nimeni să fi fost rănit.